Rude, prieteni, simpli, necunoscuți, dar și personalități ale vieții politice au trecut până la această oră prin fața fostului club colectiv. Locul unde și-au trăit ultimele clipe de viață, victimele s-au transformat acum într-un altar. Însuși președintele Klaus Iohannis a aprins o lumânare în amintirea celor 64 de tineri care și-au pierdut viața în tragedia de acum 5 ani. Larisa Bernanski este la fostul club colectiv. Larisa, ce se întâmplă acum acolo? Câți oameni au venit? Bun găsit tuturor! Nu a fost ca în alți ani, în sensul în care oamenii simpli nu s-au înghesuit în prima parte a zilei, însă ne așteptăm ca în această după-amiază să ajungă tot mai mulți oameni aici, cei care vor să aducă un omagiu pentru cei care și-au pierdut viața în clubul colectiv în urmă cu 5 ani. Însă am văzut politicieni de rang înalt care au venit astăzi aici. Vorbim în primul rând de președintele Senatului, Robert Kazanciuc, cel care a fost primul la ora 8 aici în fața clubului colectiv. Mai apoi președintele Klaus Iohannis, dar și premierul Ludovic Orban a trecut, nu au făcut declarații, însă au ținut un moment de reculegere și au aprins câte o lumânare. Ne așteptăm tot astăzi să vină și alți politicieni, cei care pe atunci cel mai probabil nu erau în politică, inclusiv primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, ne așteptăm să ajungă astăzi aici, dar și miniștrii din cabinetul condus de Ludovic Orban. Între timp, însă, tot astăzi a avut loc aici, în fața clubului colectiv și o slujbă de pomenire pentru cele 64 de persoane care și-au pierdut viața în urmă cu 5 ani în tragicul accident din clubul colectiv. Au venit și oameni simpli, dar au venit și părinți, rude ai celor care au pierit în urmă cu 5 ani, cei care s-au rugat și care i-am văzut aici că plângeau în fața altarului, își mângâiau practic pozele care sunt expuse în acest altar cu copiii sau cu cei dragi pe care i-au pierdut în urmă cu 5 ani. Larisa, îți mulțumim pentru aceste date.